Amenzi de peste 700.000 de lei aplicate de comisarii protecției consumatorului în urma neregulilor grave descoperite în unitățile de cazare și localurile de pe litoral. Aceștia au găsit printre altele căți cu mucegai, băi fără prosoape, vitrine frigorifice cu rugină sau meniuri fără informații privind prețurile. Comandamentul Litoral 2019 a desfășurat în perioada 30 iulie circa 200 de acțiuni de control. În peste 180 dintre unitățile verificate au fost constatate abateri de la normele de reglementare a serviciilor în turism. În urma neregulilor constatate au fost aplicate circa 300 de sancțiuni, dintre care aproape 130 sunt amenzi în valoare totală de 707.000 de lei. Comisarii Protecției Consumatorilor au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor cu deficiențe în valoare de peste 50.000 de lei. De asemenea, au fost oprite temporar de la comercializare până la remedierea deficiențelor a unor produse în valoare de circa 52.000 de lei. Totodată, 21 de operatori economici nu mai au voie să presteze servicii temporar.